acest an? Tuma, nu neapărat în acest an, dar trebuie să vină cu o propunere de candidat pentru președinție. Păstrați acea cutumă cu șeful... ...pe care ar trebui să-l găsească PSD-ul, și vă întreb asta pentru că ați înregistrat premiera cu un prim-ministru femeie, primul prim-ministru femeie. Vreți să aveți și primul președinte femeie? De ce nu? Ar putea să fie o variantă foarte interesantă. Doamna Firea poate fi candidat la președinție? Că poate să fie. S-a vorbit despre o listă scurtă cu domnul Dragnea, doamna Dăncilă și doamna Firea. Vi se pare plauzibilă? N-am discutat despre acest subiect și nu comentez lucrurile pe care nu le-am luat deloc în discuție. Timpul nu lucrează în defavoarea noastră și cred că vom avea vreme să judecăm și să vedem în ce măsură alegem personalitatea care întrunește voturile cetățenilor și care are șansa să câștige această... Problemele penale pe care le are Liviu Dragnea poate fi candidat la prezidențiale? Dumneavoastră ați dat, mi-ați sugerat răspunsul. Eu n-o să cad în provocarea pe care dumneavoastră mi-o lansați. Cel care este, așa cum spuneți dumneavoastră, trebuie să rezulte dintr-o decizie a instanței. Eu cred că trebuie să ne păstrăm în limitele constituționale. Atunci când facem aprecieri. Dar condamnarea există în cazul domnului Dragnea, doamna Mistru. După cum știți, și acea condamnare este sub semnul întrebării, întrucât n-a fost... motivarea semnată de cei care au judecat și sigur că aici suntem. Dar ar fi mai avantajos pentru PSD ca strategie să desemneze o doamnă candidată la prezidențială decât un bărbat? Nu o să răspund nici provocării dumneavoastră. Eu cred că trebuie să-l desemnăm pe cel care are sau cea care are cele mai multe șanse în momentul în care l-am desemnat candidat. Ca urmare, cred că trebuie să lucrăm științific, să avem niște evaluări și din sondajele serioase pe care ar trebui să le facem pentru asemenea desemnare, trebuie să stabilim persoana, personalitatea cu cele mai multe șanse. Despre ministrul Justiției ai discutat? Nu, n-am discutat nici acum, nici în CEX, nici despre raport, nici despre ce face domnia.